Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, suntem din nou față în față cu cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt care ne așează înainte planului lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Nu trebuie să pierdem nicio clipă din vedere acest extraordinar fapt pe care Dumnezeu ne-l revelează chiar în cadrul cuvântului său scris, Scriptura. Capitolul de care ne vom ocupa astăzi este capitolul cu numărul 10 din Evanghelia scrisă de Marcu. Primul verset al acestui capitol ne spune că Isus a plecat de acolo și a venit în ținutul iudeii, dincolo de Iordan. Dacă sunteți atenți, veți observa că au loc de plăsări foarte multe în Evanghelia după Marcu. De fapt, geografia acestei Evanghelie este foarte interesantă. În capitolul 9 din această Evanghelie, la versetul 30, citim că au plecat de acolo și au trecut prin Galileea, dar și că Isus nu voia să știe nimeni că trece. El pleca pentru ultima dată de acolo și nu dorea să aibă loc o petrecere de despărțire. Acum a ajuns în ținutul iudeii, dincolo de Iordan, ceea ce înseamnă că era pe malul răsăritean. Mulțimele s-au adunat din nou la el și Isus a început să învețe pe oameni așa cum avea obiceiul. După aceea urmează drumul final spre Ierusalim. Cei care îl urau îl urmăreau îndeaproape. Dar să urmărim mai în detaliu relatarea făcută de Marcu vom observa că Domnul Isus continuă să învețe pe oameni care era voia lui Dumnezeu. Isus a plecat de acolo și a venit în ținutul iudeii dincolo de Iordan. Gloatele s-au adunat din nou la el și, după obiceiul său, a început iarăși să învețe. Au venit la el farisei și, ca să-l ispitească, l-au întrebat dacă este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta. Trebuie să înțelegem faptul că fariseii nu puneau această întrebare pentru că așteptau cu adevărat un răspuns. Ei îl întrebau pentru că voiau să-l prindă în cursă. Aveau propria concepție despre căsătorie și divorț, așa că îi pun lui Isus această întrebare capcană. Este îngăduit de lege unui bărbat să-și lase nevasta? Este o întrebare vicleană și, la vremea aceea, un subiect ferminte. Irod își lăsase nevasta și o luase pe soția fratelui său, Ioan, botezătorul, își pierduse viața pentru că vorbise împotriva acestui lucru. Deci, dacă Isus răspundea nu, venea în contradicție cu legea lui Moise și în conflict cu Irod. Moartea lui Isus nu trebuia să fie determinată de acest subiect. Este important să înțelegem acest lucru. Pe de altă parte, însă, dacă răspundea afirmativ la întrebarea lor, fariseii îi puteau acuza învățătura de prea multă lejeritate și de moravuri îndoielnice. Dar, observați ce metodă a abordat Domnul Isus. Aceasta a fost întotdeauna metoda lui și anume contracararea cu o altă întrebare. Drept răspuns, el a zis, ce va poruncit Moise? Moise, au zis ei, a dat voie ca bărbatul să scrie o carte de despărțire și să o lase. El știa ce vor răspunde ei, pentru că în Deuteronom, capitolul 24, în primele două versete, legea mozaică spune Când cineva își va lua o nevastă și se va însura cu ea, și s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui pentru că a descoperit ceva rușinos în ea să-i scrie o carte de despărțire și după ce o va da -o în mână să-i dea drumul din casa lui. Ea să iasă de la el, să plece și va putea să se mărite după un alt bărbat. După cum vedeți, se îngăduia divorțul, Adevărul este că nu era nici intenția lui Moise, nici a lui Dumnezeu ca un bărbat să divorțeze de soția lui dintr-un motiv ridicol și lipsit de importanță. De lungul timpului, acest fragment a ajuns să aibă o interpretare conform căreia. Dacă soția ardea prea tare prăjiturile, acesta era un motiv suficient pentru divorț. Domnul Isus apelează la lucrurile cu adevărat fundamentale. El întoarce discuția despre divorț într-o discuție despre căsătorie, aceasta ar trebui să fie, de fapt, și area noastră de deplasare. Foarte mulți oameni mă întreabă care sunt temeiurile pentru divorț. Dar înainte de căsătorie, aceste persoane nu vin niciodată să consulte cuvântul lui Dumnezeu cu privire la această problemă. Lucrul important pe care ar trebui să-l observăm aici este felul în care vorbește ISUS cu farisei despre căsătorie. El spune motivul pentru care a îngăduit Dumnezeu divorțul. Și acest motiv este păcatul. Din cauza păcatului a permis Dumnezeu divorțul sub legea mozaică. Isus a zis, din pricina pietririi inimii voastre v-a scris moi să poruncă acesta. Dar de la începutul lumii, Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Prin cuvintele lui, Isus îi aduce pe interlocutorii săi la idealul lui Dumnezeu în momentul creației, înainte de intrarea păcatului în lume. Divorțul nu era în planul sau în programul lui Dumnezeu la vremea aceea. El avea ceva mai bun în gând pentru om. Am putea spune că nici uciderea nu era în planul său, dar ucigașii au fost iertați. Divorțul este un păcat, dar oamenii divorțați pot fi iertați. Cred că, în anumite circumstanțe, unii oameni divorțați se pot recăsători respectând perspectiva scripturii. Nu știu de ce iertăm un ucigaș, dar refuzăm să iertăm o persoană divorțată. Ne purtăm de parcă ar fi comis păcatul de neiertat. Oamenii care sunt mântuiți după ce au trecut printr-un divorț nu ar trebui să poartă acest stigmat mai mult decât oricare alt păcătos care a fost iertat. Toți suntem păcătoși mântuiți prin Har. S-a întâmplat doar ca divorțul să fie păcatul unora. Însă, în niciun caz, cuvântul lui Dumnezeu nu aprobă divorțul ca soluție de rezolvare a problemelor din căsnicie. Ceea ce vrea să spună Isus aici este că de fapt, căsătoria este o legătură mult mai puternică decât legătura dintre părinte și copil. Un copil poate fi dezmoștenit iar căsătoria poate fi desfăcută ca rezultat al infidelității. Isus arată că Dumnezeu este cel care îi leagă pe cei doi în cadrul căsătoriei. Aceasta a fost intenția Creatorului încă de la început. Orice încălcare a acestei dorințe a lui Dumnezeu este păcat. Problema esențială constă în căsătorirea cu persoana nepotrivită. Unii oameni care nu ar trebui să se căsătorească o fac totuși. De fapt, acesta este păcatul. Faptul că s-au căsătorit nu ar fi trebuit să o facă. Dragul meu prieten creștin, căsătoria este un lucru pe care Dumnezeu vrea să-l aranjeze pentru tine, dacă tu îl lași să-ți poarte de grijă și în această privință. Iată însă că aceste lucruri nu se înțeleg tocmai ușor. Învățătorile Domnului Isus erau revoluționare și așa vor fi mereu. Vor fi mereu revoluționare pentru că el amendează atitudinile noastre păcătoase atitudini care contravin voii lui Dumnezeu. De aceea trebuie să cerem Duhului Sfânt al lui Dumnezeu să ne lumineze cu privire la aceste lucruri. Așa au făcut și ucenicii. În casă, ucenicii l-au întrebat iarăși asupra celor de mai sus. El a zis, oricine își lasă nevasta și ea pe alta de nevastă prea curvește față de ea. Și dacă o nevastă își lasă bărbatul și ea pe altul de bărbat prea curvește. Aceasta este cea mai puternică afirmație împotriva divorțului din întreaga scriptură. Cum trebuie interpretată? Ar trebui adunate mai întâi toate citatele biblice referitoare la divorț și după aceea poate fi trasă o concluzie potrivită. Pasajul paralel din Evanghelia după Matei notează curfia ca fiind pricină de divorț. Dar de ce a omis Marcu acest lucru? Marcu a scris pentru romanii care nu cunoșteau legea mozaică, în timp ce Matei scria evreilor care aveau și cunoșteau legea mozaică privitoare la divorț. Trebuie să ținem seama de acest lucru. Versetul 2 din capitolul 7 al epistolei adresate romanilor nu se aplică în chestiunea divorțului. Cuvintele lui Pavel de aici, căci femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câte vreme trăiește el, dar dacă moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. Aceste cuvinte Pavel le folosește pentru a ilustra relația credinciosului cu principiul legii. Sistemul mozaic avea prevederi și pentru soțul sau soția necredincioasă. Conform pasajului din Cartea Deuteronom, găsit la capitolul 22 și cuprins între versetele 22 și 24, deci conform acestui pasaj. Oamenii erau omorâți cu pietre. Astăzi, noi nu mai facem acest lucru. Dacă l-am face, nu am mai avea loc să trecem decât grămezi de pietre s-ar ridica. Conform legii mozaice, soțul vinovat de adulter sau soția vinovată de adulter puteau fi considerați ca și morți față de partenerul de viață. Scriptura recunoaște un singur temei de divorț: infidelitatea conjugală. Partea nevinovată poate fi liberă să se recăsătorească, după cum par să spună chiar și cuvintele Domnului Isus. Discuția despre divorț și binecuvântarea copilașilor sunt prezentate împreună și la Matei și la Marcu. Eu cred că Duhul lui Dumnezeu încearcă să ne spună ceva tocmai prin această așezare. Copilul este produsul inocent al căsătoriei, iar un divorț este de două ori rău, având în vedere efectul pe care îl are asupra copiilor, Numărul de copii proveniți din familii dezbinate care intră în conflict cu legea este din ce în ce mai mare, și aceasta nu este o coincidență. Este rezultatul firesc al unei stări de fapt. Iată ce spune Marco. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau. Când a văzut Isus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis: Lăsați copilașii să vină la mine, și nu-i opriți căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat punându-și mâinile peste ei. Copiii nu au nevoie să ajungă la vârsta adultă pentru a putea veni la Hristos. Ne așteptăm ca micuțul Andrei, de exemplu, să se facă mare și poate că abia atunci îl va primi pe Isus ca mântuitor personal. Domnul spune însă că dorește ca adulții să fie asemenea unor copilași. Auzim astăzi atât de multe despre creștere, despre devenire, despre dezvoltare. Toate sunt bune și frumoase, dar după ce am devenit copii ai lui Dumnezeu, din păcate, mulți mergem într-o direcție greșită. Avem nevoie să renunțăm la deșertăciunea noastră, la sofisticarea și la marile noastre cunoștințe cu care ne lăudăm atât de tare și să revenim la simplitatea copilăriei. Să ne credem în Isus Hristos cu o credință simplă, copilărească. Domnul Isus i-a luat pe copii în brațe și a pus mâna peste ei și i-a binecuvântat. El nu a luat pe nimeni altcineva în brațe în acest fel. I-a luat pe acei copilași pentru că ei sunt cei pe care îi va primi. Dacă mor cât sunt încă mici, înainte de vârsta la care pot da socoteală de faptele lor, acești copilași vor merge la el. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat, Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun, i-a zis Isus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Învățătura Domnului Isus despre bogăție și pilda cu tânărul bogat își găsesc o mare aplicabilitate în zilele noastre caracterizate de un materialism cras. Matei ne spune că acest om era tânăr. Întrebarea pusă de el era o întrebare normală pentru un om sub lege. El trăia în cadrul acestui sistem mozaic și întreba ce trebuie să facă pentru a moșteni viața veșnică. De fapt, mie mi se pare că tânărul acesta voia mai mult o scurtătură. Isus însă încearcă să-l facă să gândească: De ce îl numește pe Isus bun? Numai unul este bun și acesta este Dumnezeu. Dacă îl numește pe Isus bun, atunci Isus este Dumnezeu. Observați că Domnul Isus e numeră tânărului poruncile date în cea de-a doua secțiune a celor 10 porunci. Prima secțiune a celor 10 porunci este denumită Pietas și se ocupă de relația omului cu Dumnezeu. Cea de-a doua secțiune este denumită Probitas și se referă la relațiile dintre oameni. Domnul Isus nu a vorbit tânărului despre relația dintre Dumnezeu și om, ci despre relația lui cu alți oameni. Tânărul putea spune că a ținut aceste porunci și că poate îndeplini această cerință. Isus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și a zis: Îți lipsește un singur lucru: du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o cumoară în cer. Apoi, vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Măhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Domnul Isus îi spune acestui tânăr că îi lipsește un singur lucru: care anume, relația lui cu Dumnezeu. Lucrul care îl împiedica era avuția sa. El îl numise pe Isus bun, și dacă l-ar fi urmat pe Isus, ar fi descoperit că Isus este bun pentru că este Dumnezeu. Domnul Isus i-a cerut să se despartă de bogățiile lui și să-l urmeze. Unde l-ar fi dus această alegere? L-ar fi condus la înțelegerea că avea acum credință în adevăratul Dumnezeu. Însă pentru el bogăția era Dumnezeul adevărat. El se închina bogăției sale. De aceea este atât de greu să renunțe. Dacă l-ar fi urmat pe Isus, el ar fi venit la cruce pentru o răscumpărare. Dar tânărul, mâhnit de aceste cuvinte, a plecat întristat de tot. Avea multe avem aici un mesaj important. Pavel spune că dragostea de bani este rădăcina tuturor relelor. Iată ce scrie el tânărului Timotei. Că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpus singuri cu o mulțime de chinuri. Într-un alt loc, Domnul Isus Hristos spune că banul este mamona. El nu face altceva decât să ne atragă atenția că banul poate deveni un domn. Banii pot cumpăra orice, cu o singură și crucială excepție, viața veșnică. Cuvintele spuse de Domnul Isus aici descoperă că este imposibil pentru un om bogat să intre în cer pe baza bogățiilor sale. Este imposibil pentru orice om să intre în cer pe baza meritelor sale. Isus s-a uitat în împrejurul lui și a zis ucenicilor săi, cât de a nevoie vor intra în părăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Isus a luat din nou cuvântul și le-a zis, Fiilor, cât de a nevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Mai ales nu este să treacă o cămilă prin urechea unui iac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ei bine, o cămilă nu poate trece prin urechea acului. Omenește vorbind acest lucru este imposibil. Dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții: Cine poate atunci să fie mântuit? Isus s-a uitat țintă la ei și le-a zis: Lucul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu. Pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Omul nu poate face așa ceva: nu poate cumpăra mântuirea, nu poate câștiga mântuirea numai Domnul Isus poate să o ofere. Mulți cred că banii pot cumpăra orice. Cineva a scris următoarele rânduri despre ce pot și ce nu pot face banii. Ar fi bine dacă ne-am oprit să ne gândim puțin la ele. Iată ce spune această persoană. Cu bani poți cumpăra un pat, dar nu și somn. Cu bani poți cumpăra hrană, dar nu și poftă de mâncare. Cu bani poți cumpăra medicamente, dar nu și sănătate. Cu bani poți cumpăra o casă, dar nu și un cămin. Cu bani poți cumpăra un diamant, dar nu și dragoste. Cu bani poți cumpăra o strană în biserică, dar nu și mântuirea. Câtă dreptate are! Iisus l-a invitat pe tânărul bogat să renunțe la toate lucrurile care stăteau între el și Dumnezeu. Dacă l-ar fi urmat pe Domnul Isus, ar fi aflat că motivul pentru care Isus era bun era acela că El era Dumnezeu. Petru a început să-i zică, Iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Isus a răspuns, Adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau copii, sau holde pentru mine și pentru Evanghelie, și să nu primească acum, în veacul acesta, de o sută de ori mai mult, case, frați, surori, mame, copii și holde, împreună cu prigoniri, iar în veacul viitor, Viața veșnică. Iată că în loc să-l mustre pe Petru, Domnul Isus a promis o răsplată pentru cei care sacrifică ceva pentru el. Acum Domnul Isus Hristos începe din nou să prezinte lucrul pentru care el a venit pe pământ. El le spune ucenicilor următorul lucru. El a venit pe pământ nu ca să îi se slujească, ci ca el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți este încă o prezentare a misiunii Domnului Iisus Hristos. Iată ce contrast este între ceea ce întreabă tânărul, între rețeta pe care el o caută, rețeta în care erau implicați banii, în care era implicată puterea, autoritatea, dorința ca alții să-i slujească. Și Domnul Iisus Hristos a venit ca El să slujească. El a venit să ne slujească pe noi și a făcut-o atât de minunat. A vindecat am mângâiat prin cuvintele sale, dar mai presus de orice, a murit pentru păcatele noastre. Dragii mei, nimic din lumea aceasta nu poate cumpăra această dragoste divină, pentru că ea îi aparține doar lui Dumnezeu. Și cât de minunat este că ea ne este oferită. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.